Este prima vizită în Australia? Da, sunt pentru prima dată în Australia și sper din tot sufletul să nu fie și ultima. Pot să vă spun că m-am îndrăgostit de această, nici nu știu cum se spune, de această minune a lumii, cred că e a opta minune a lumii, de această insulă, nu? Că e o insulă până la urmă, de acest continent, de această țară, de această minunăție care este Australia. Citisem foarte mult, m-am venit foarte documentat aici. M-am uitat în Atlas, am consultat internetul, am văzut nenumărate filme documentare despre această țară, dar, ca de obicei, realitatea întrece, să zicem, ficțiunea, dacă mi se îngăduie comparația. Este o țară deosebit de frumoasă și mai ales deosebit de civilizată. Eu, care de felul meu sunt un adept al ordinii și disciplinei, cred că m-aș fi putut încadra perfect vieții de aici. Asta în ceea ce privește țara. Văzut lucruri minunate, lucruri foarte frumoase, dar, din păcate, timpul a fost foarte scurt și noi am venit și cu treabă. Avem cele trei spectacole, am avut la Gold Coast, la Sydney și iată aici la Melbourne. Vreau să spun exact două cuvinte, nu mai mult, ca să nu vă plictisesc, care este părerea mea despre comunitățile de români de aici. Cu ajutorul lui Dumnezeu am vizitat aproape toată lumea. Am scăpat din Europa, Elveția, și din celelalte continente, din celelalte țări, Japonia și China, cel puțin pe acum, și mă rog, Thailanda. Deci, sunt în deplină cunoștință de cauză de ceea ce reprezintă comunitățile de români care împânzesc, în sensul cel mai frumos al cuvântului, întregul mapamond. Cred cu toată tăria și cu toată convingerea că lucrurile stau foarte bine în ceea ce privește comunitatea română din Australia. Am întâlnit peste toți oameni minunați, oameni extraordinar de civilizați, români extraordinar de civilizați. Mi-aduc aminte că la spectacole n-am văzut de mult o adevărată paradă a bunului gust în îmbrăcăminte, o adevărată paradă a bunului gust în efluviile de parfum care veneau la niște femei frumoase. Se știe că româncele sunt chiar cele mai frumoase femei din lume, și căldura cu care ne-au întâmpinat, bucuria cu care foarte mulți dintre spectatori au venit la final de spectacol sau la început de spectacol doar să ne atingă, să pună mâna pe noi și să se bucure, cum foarte mulți mi-au spus, să se bucure de faptul că parcă am coborât direct în ecran, din ecran și de pe scena de teatru în mijlocul domniilor lor. Mă exprim cu mult respect și spun domniile lor, pentru că, repet, în 3 săptămâni îți poți da seama cam despre ce este vorba, și mi-am dat seama că această comunitate a românilor din Australia este diferită în sensul cel mai bun al cuvântului de alte comunități recte din America, de unde vreți dumneavoastră, din Franța, din Italia și Spania, Portugalia și atâtea și atâtea țări unde românii muncesc și muncesc bine și sunt bine priviți și sunt și răsplătiți până la urmă. Vă spun de asemenea, cu mâna pe suflet, pe conștiință, pe inimă și pe sinceritate, că dacă aveam măcar 10 ani mai puțin, mi-ar fi plăcut să rămân, să locuiesc, să trăiesc și să muncesc aici, în Australia. Este într-adevăr un tărâm binecuvântat, chiar dacă el în milenii a fost populat de, cum zice, convicts, de pușcăriași, da? Și de circulă legenda și de căutători de aur. Se pare că aurul există aici și aurul ți-l dă, până la urmă, munca, munca cinstită, munca făcută corect, corectitudinea, disciplina, autocontrolul, self-controlul și, până la urmă, bucuria de a fi împreună. Iar aici ne-am simțit cu toți împreună, ne-am simțit, până la urmă, ca acasă, și faptul că multora dintre cei cu care am discutat li se face dor de casă este un fapt îmbucurător. Este un fapt îmbucurător pentru că, deși la 10.000 km distanță, oamenii de aici se gândesc cu nostalgie și cu dor, acest cuvânt profund românesc și practic intraductibil în alte limbi, se gândesc cu dor la cei de acasă și la tărâmurile cele dragi. Ca o încheiere, ca să nu vă plictisesc, aș vrea să vă mai spun că
considerând în mod cert România cea mai frumoasă țară din lume, iar cum făcea cineva o glumă, păcat că este populată, eu cred că și România ar putea ajunge la nivelul de trai până la urmă, la nivelul de liniște al celor de aici, prin disciplină, prin ordine și prin a ne lua în serios. N-am văzut aici, de pildă, știri macabre, cum se practică în România, în care ți arată cadavrele în groplan, cu violuri, cu... mă rog, le știți poate la fel de bine, la fel de bine ca și noi. Dar cred cu tărie că românii de aici își fac pe deplin datoria și lucrurile acestea se văd și se simt la tot pastul. S-au încadrat perfect într-o comunitate aparte, cum este cea australiană, și îmi au rămas bun de la dumneavoastră cu o lacrimă în colțul gurii, dar în același timp cu un zâmbet de drăgălășenie față de această excepțională țară a cangurilor și a preferaților mei, ursuleții koala. Vă iubesc, toate cele bune și sper să ne ajute bunul Dumnezeu să ne revedem cât mai curând. Da, vă mulțumesc. Cum i-ați găsit ca spectatori, acum având experiența jocului din țară, ați avut același dialog, simțiți același dialog? Absolut, absolut, absolut același dialog, poate cu ceva în plus, pentru că, hai să recunoaștem, de pildă în România oamenii sunt foarte obișnuiți cu noi, noi vorba aia, ne vedem toată ziua în stat, noi nu avem mașină, mă rog, eu cel puțin cu soția mea nu avem mașină, ne întâlnim cu ei în troleibuz și practic s-au obișnuit cu noi. Am simțit acel fluid extraordinar care vine din sală către cel de pe scenă. Acel fluid benefic, acea bucurie de a participa, practic, noi avem un fel de spectacol interactiv, într-un fel. E un spectacol interactiv, da, care este implicat și spectatorul și au răspuns de fiecare dată, au dovedit că n-au uitat limba, pentru că multe dintre materialele noastre sunt prezentate și cu niște jocuri de cuvinte și așa mai departe, ceea ce este fenomenal că n-au uitat limba, dar peste toate parcă am simțit de foarte multe ori mult mai multă pe alocuri, mult mai multă căldură decât spectatorii noștri de acasă, care de asemenea ne iubesc și... Știți ce am simțit în plus, ca să fiu mai exact? Foarte mult respect. Și asta îți dă aripi pe scenă. Până la urmă îți dă aripi. Faptul că, de exemplu, la început sau chiar și pe parcursul spectacolului sclipesc flash-urile mai ceva decât la celebrul salt al Nadiei Comăneci de la Olimpiada de la Montreal, îți dă o stare bună. Am văzut oameni care au stat și au filmat cap-coadă spectacolul cu camera de luat vedere, cu handicam-ul. Și cred că le face plăcere după spectacol să vină și să revadă ce... Gata! Trag cortina! Spectacolul s-a terminat. Pentru cât ați plătit e destul. V-am arătat peștișorul japonez din acvariu. În pauze am făcut câteva salturi mortale, dar nu le-ați văzut. V-am arătat capra, fonograful, broasca, broasca țestoasă, broasca răioasă, în stagiunea viitoare. Am să vă pregătesc tuturor câteva mostre de coarne de diavol. În lume e o tristețe mare și plouă, plouă mereu. Ne revedem în stagiunea viitoare. Tuturora, salut!